16. februar, današnji dan, je veliki dan srpske kulture. Reč je o jednoj vrsti kontinuiteta, o bliskosti i izuzetnoj književnoj i kulturnoj saradnji sa bratskim rumunskim narodom, jednim od balkanskih naroda koji je dao izuzetan doprinos evropskoj savremenoj civilizaciji, a sa kojim ovaj narod ima poseban odnos, zahvaljujući upravo literaturi. To je fenomen koji je na Balkanu nepoznat, koji je nepoznat srpskim okvirima. Bliskost, ne samo susjedska i komšijska, dveju kultura, dveju literatura, religija, mitologija, nasljeđa, drevnog nasljeđa od antičkog i predantičkog i hrišćanskog i predhrišćanskog doba, učinila je da su mitovi Balkana, oni drevni i savremeni, podjednako bliski obema kulturama. To su osjetili najpre pesnici, literate uopšte uzev, i mi danas primamo uzdarje za jedan dar koji smo svojevremeno, davne 95. ili skorašnje, kako god hoćete, namenili rumunski kultni broj danas već časopisa Savremenik sa stihovima neprevaziđenog i nezaboravnog Nikite Staneskua, čiji je portret ovdje udenut među redove kao jedan univerzalni znak, među stihove koji glase "Ja sam samo mrlja krvi koja govori" i među stihove čovjeka koji je najviše možda u ovom veku učinio na otvaranju te kapije poljubaca, na otvaranju te bratske saradnje, pesničke saradnje, osmoze, prožimanja kultura i tako dalje. On je danas kultna ličnost u obe zemlje i u obe kulture, kako to kaže Eugen Simion, danas predsjednik Akademije Rumunije, svojevremeno univerzitetski profesor i kritičar, što i danas jeste, naš današnji izuzetno cenjeni gost u našoj Akademiji umetnosti i nauka, u Udruženju književnika Srbije. Dakle, čovjek koji je nastavio tu plešku, kako kažu Rumuni, liniju kulta Nikite Staneskua, sledio zapravo njegov testament, njegovo zaveštanje, a prethodnici su bili, moramo se podsjetiti, u obe kulture izuzetni duhovi, sa naše strane jedan Jovan Dučić, jedan Crnjanski, jedan Milan Rakić. Dakle, oni su krčili između dva rata te puteve i to prožimanje kultura koje svim političkim, ideološkim i drugim razlikama, jer između ove dve zemlje su postojale u doktrinarno i ideologizovano vreme sve te razlike, svim tim razlikama uprkos traje do današnjih dana. Pa i velikim svetskim turbulencijama uprkos to je nešto što je zaista jedinstveno u ovome veku. Nije samo, naravno, profesor i akademik Simion koji zaslužuje posebnu pažnju, jedan od graditelja tih kultura danas. Jedan od graditelja tih kultura, poput nezaboravnog Nikite Staneskua, jeste i Jovan Flora, pesnik koji je podjednako rumunski i podjednako srpski. Živeo je i živi u obe zemlje, stvarao i stvara u obe zemlje, piše na svom maternjem rumunskom jeziku i pisao je u doba kada je živeo u Srbiji i Jugoslaviji, kao i danas kada je izuzetno cenjena pesnička ličnost u Rumuniji, koji nam je podario ovu antologiju srpske poezije koja prati kontinuitet od 13. veka, od Svetoga Save do danas, koja je do te mere, rekao bih, pažljivo, studiozno, analitički koncipirana da sa nekim malim minijaturnim primjedbama gotovo da nema onih omašaja koje imaju i naše domaće antologije, a koja zaslužuje verovatno da bude sada vraćena nazad sa rumunskog na srpski jezik, da bi se videla ta sjajna linija kontinuiteta. Ova posjeta delegacije Rumunske akademije u znaku parole, u znaku slogana
da je kultura najbitnija, da ljudi od kulture krče puteve koji su politici često nedostupni, odnosno istrajavaju u građenju tih kulturnih mostova u vremenu i za minulo vreme i za 20. i za 21. vek. Ima na svom čelu jednu izuzetnu ličnost savremene rumunske kulture, kakav je gospodin Eugen Simion, autor 20 knjiga koje su osvrti na rumunsku kulturu, naravno i na dijasporu rumunsku, uključujući Eliadea i Siorana. Kako smo čuli i kako dobro znamo, velika imena koje je Rumunija podarila evropskoj kulturi i koji su kod nas bili prisutni u ono doba kada zbog ideoloških razloga u samoj Rumuniji jesu bili u senci, zapravo neobjavljivani, neuvažavani, nepoznati i nepriznati gotovo. Gospodin Simion je jedna izuzetno časna intelektualna figura, čovjek koji je izričito kazao da nijedna agresija ne može biti ni pozitivna ni opravdana, i to je onaj, rekao bih, deklarativni nivo, no on je izuzetno častan i značajan čovjek koji razume korene obeju kultura, našu specifičnost, koji razume naravno i Evropu kao bivši profesor na Sorboni i koji je inicirao, rekao bih, uz svog asistenta i saurednika Razvana Vonkua, da se pojavi lep broj, izuzetan broj časopisa Kajete Kritiče, kritičkih svezaka koje na neki način su pandan onim svojevremenim Sartrovim francuskim svezkama, koje znači treba da budu jedna budna savest, rekao bih, u Rumuniji pa i u ovom delu Balkana, po svom objektivnom gledanju na stvari. Iza tih kritičkih svezaka ne stoji naravno ništa oficijalno, to smo i danas čuli, ali stoji jedan supstrat inteligencije i stoji objektivni glas većine, glas rumunskog naroda i glas rumunskih intelektualaca. Još iz preantičkih vremena, dakle pre dolaska Rimljana na područje ondašnje Dakije, današnje Rumunije, tu je postojala velika ljudska zajednica od koje vodi koren sadašnja rumunska kultura. Dakle, ima malo naroda koji imaju tako duboku vertikalu koja vodi od paganskih vremena do danas. Ima malo naroda koji su imali nesreću da budu na raskrsnici civilizacija i velikih imperija, ali sreću da se nađu na mestu koje predstavlja pravu sintezu, najveći doprinosa svih tih civilizacija. To se vidi u rumunskom jeziku koji je krajnje maštovit, u stvari jedna sinteza raznih uticaja na bazi romanske podloge. To se vidi također u književnosti koja je bila toliko bogata da je i francuskoj književnosti dala desetak velikih pisaca. Spomenut ću samo nekoliko velikih pisaca našeg veka, kao što je Tristan Cara, koji je rodonačelnik dadeizma, kasnije nadrealizma, ili jednoga Panaitis Ratija, koji je pisao sjajne romane na francuskom jeziku. U našim danima nema nikoga, čak ni školskog čitaoca, đaka koji ne zna za Ionesca ili za Siorana i za Mirčilijad. Dakle, svata, spominjem njih, jer to su pisci francuskog jezika, ali duboko ukorenjeni u rumunsku kulturu.
Tu kulturu treba otkriti autentičnu, počev od narodne književnosti koja je izuzetno bogata, koja ima prilično sličnosti sa našom tradicijom, ali prilično i različita. Kad govorimo o toj sličnosti i različitosti, to je sličnost u senzibilitetu, sličnost u načinu na koji se doživljava humor i pogled na život, jedna filozofija života koja je filozofija životne mudrosti. To se vidi i u umetnosti, u muzici. Rumuni su među evropskim narodima koji su najbolje sačuvali tu prastaru tradiciju. Dovoljno je čuti, na primjer, Đorđa Zemfira i kako na Panovoj fruli, naj, kako je zovu Rumuni, izvodi prastare melodije. Čovjek osjeti neku iskon koji izbija iz te muzike. To je, dakle, ta duboka vertikala o kojoj sam govorio. Isto tako u likovnoj umetnosti, u slikarstvu, u modernoj umetnosti, recimo Brancusi, kako ga zovu, ili Brancusi, kako su ga pofrancuzili, jedan također od rodonačelnika moderne umetnosti. Kako god se okrene, ako se bolje objektivno analizira, vidi se da je evropski modernizam velikim delom potekao sa tla Rumunije. Am descoperit Serbia și Belgradul în 1990. Eram pe atunci director în Ministerul Educației Naționale și mă ocupam de relațiile externe. Am venit să semnez un acord cultural cu Iugoslavia și consecința a fost că am rămas îndrăgostit de această țară. Relația oficială nu a fost prea grozavă. Nu am încheiat atunci acordul pe care aș fi vrut să-l închei. Și am luat acest acord ulterior asupra mea ca persoană. De mulți ani mă străduiesc să ajung cât mai aproape de Belgrad, să ajung cât mai aproape de prietenii din Serbia. Am astăzi aici foarte mulți prieteni la care țin foarte mult. Majoritatea sunt profesori la universitate, începând cu Radivoje Constantinović, pe care țin să-l numesc, și de asemenea scriitori. Asta pentru că și eu sunt universitar pe de o parte, scriitor pe de altă parte. Am redescoperit, după alți câțiva ani, Serbia, prin intermediul studenților sârbi de la cursurile de vară și prin intermediul studenților sârbi de la Belgrad, atunci când am preluat conducerea cursurilor de vară ale Universității din București și când am avut în primul an și anii următori niște grupuri superbe de studenți din Serbia. M-au impresionat, mai ales prin ținuta lor morală, pe care am apreciat-o întotdeauna. Vreau să vă mai mărturisesc un lucru. În toată această relație pe care am încercat să o fac cât mai strânsă, m-am bucurat de un imens ajutor din partea actualului președinte al Academiei, profesorul Eugen Simion. Avem prieteni comuni aici și împărtășim, de fapt, aceeași credință și același atașament față de acești prieteni, față de cultura acestui popor și mai ales față de soarta nedreaptă pe care a avut-o Iugoslavia în ultima vreme. De altfel, este meritul profesorului Eugen Simion, de pildă,
că a inițiat realizarea acestui număr din caiete critice consacrat destinului iugoslav. Și consider că este o imensă realizare. Pentru că, pentru prima dată, un număr întreg de revistă este consacrat acestei probleme, reunind mărturiile a numeroase personalități ale lumii, ale Serbiei, ale României, în legătură cu această dramă. Este o dramă, este o injustiție și mai ales este o situație care ne lezează profund sentimentele față de un popor la care ținem, a cărui cultură am apreciat-o dintotdeauna, față de relația cu această cultură care a fost în toată istoria ei o relație impresionantă. Faptul că, într-o calitate oficială, profesorul Eugen Simion se implică în această relație, care, cum știți, nu este cea mai bună în clipa de față, vorbesc dintr-o, nu este bună dintr-o perspectivă oficială și nu din perspectiva poporului meu, ale cărui sentimente sunt cu totul altele. Deci, această relație, spuneam că nu este bună, au apărut elemente de neîncredere și este păcat, pentru că vreau să îi asigur pe toți locuitorii acestei țări că relația poporului român față de Serbia este cu totul alta. De altfel, sondajele oficiale, pe care probabil că le-ați urmărit, sper că au fost reproduse și în presa din Serbia, spun cu totul altceva decât ceea ce s-a spus în declarațiile oficiale, politice, conjuncturale, pe care nu vreau să le comentez. Eugen Simion, evo, darivao nam je istinu o nama. I nama i svetu. Kad kažem da nam je darivao istinu, priredio je ovaj broj kritičkih sveski časopisa Akademije, gde je on direktor i urednik, gde se nalazi istina o ovom našem sada vremenu, šta nam se dogodilo, gde se nalaze tekstovi značajnih rumunskih pisaca, intelektualaca, naučnika, gde se nalaze i svetska ona imena značajna koja su se solidarisala sa nama i protestovala zbog te nepravde učinjene našem narodu u ovom broju. Tako da ovaj broj po mnogo čemu je značajan, jer u ovom trenutku on pokazuje svetu to što nas je snašlo u ovom vremenu, govori o našoj sudbini, našeg naroda, o nepravdi koja je učinjena nama. Kad ovo kažem, ja znam da i kad je teško Rumunima, nije ni nama lako, a kada je nama također teško, nije ni njima svejedno. Bar onaj veći deo rumunskog naroda i intelektualci znaju šta se sa nama dešava i oni se ne mire sa tim. Evo, ovaj časopis je znak toga. Eugen Simion je naš prijatelj. A prijatelj ne nastaje za trenutak, kako rekao, prijateljstvo se gradi vekovima. Kad ovo kažem, ja znam da je on već dosta učinio raznim tekstovima svojim, esejima svojim, kritikama svojim o našoj literaturi. Posebno sam mu zahvalan što je govorio o našem velikom pesniku, kakav je Jovan Dučić, i upoznao je rumunske čitaoce, rumunsku književnost, uveo je toga pesnika, znači samim tim što je govorio o njemu i ukazao na njegov značaj i njegovu veličinu za našu literaturu. Profitând de anumite conjuncturi politice mai mult sau mai puțin favorabile, în jurul lui 1960, a apărut
mai mulți scriitori și puțin după ei un grup de critici care au schimbat fața literaturii române. Realismul socialist a fost înlăturat, a dispărut aproape de la sine, iar literatura română și-a regăsit tradiția ei, și-a regăsit autenticitatea, și-a regăsit rădăcinile modernității sale. În fruntea grupului de critici care a susținut această transformare a literaturii române, împotriva doctrinei oficiale a Partidului Comunist Român, a fost Eugen Simion. Formația sa profesională este exemplară. Este un mod de a fi critic absolut ideal în cultura română. A început prin a se ocupa de scriitorul nostru național, Mihai Eminescu, pentru că George Călinescu, clasicul istoriei noastre literare, a spus că nu poate să fie critic literar cel care nu își încearcă puterile la un moment dat cu Eminescu. Eugen Simion a preferat să-și încerce puterile cu Eminescu la tinerețe. După aceea, câțiva ani de zile, a urmărit săptămână de săptămână, prin cronicile sale literare, afirmarea generației sale, a unor scriitori importanți, și am să vă dau doar câteva nume care vă sunt și dumneavoastră cunoscute. Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Fănuș Neagu, Dumitru Radu Popescu, Petre Stoica, Anghel Dumbrăveanu și alții. Apoi a plecat la Paris, la Sorbona, ca lector de limba română. A început un doctorat cu marele critic francez Roland Barthes, probabil cel mai important critic de după război. Și în scurtă vreme, orizontul său teoretic s-a extins foarte mult, de la modelul său, care este marele critic al modernității românești, interbelice Eugen Lovinescu, și până la cele mai noi metode de lectură care s-au afirmat în critica europeană. Întors în România, Eugen Simion a fost în permanență un factor de avangardă și de echilibru în același timp. Doar cine îl cunoaște își poate explica această coexistență a echilibrului și a avangardei. Avangardă în sensul că a promovat noi modalități de lectură, a promovat o atitudine activă în critica literară, o atitudine dezideologizată și eliberată de dogme. A promovat libertatea de gândire și de expresie. În același timp, o atitudine de echilibru, pentru că Eugen Simion crede și a afirmat-o în nenumărate rânduri, că nu poți fi critic și scriitor de limbă română dacă nu iubești cultura română, dacă nu iubești literatura română, dacă nu iubești Mariei clasici, dacă nu iubești valorile ei și dacă nu te simți solidar cu ele într-o devenire istorică. În același timp, Eugen Simion a reușit să consacre ceea ce eu aș numi scritura frumoasă în critica literară. Critica literară, și asta o spun după o experiență personală, trece mai degrabă ca o îndeletnicire plictisitoare, o îndeletnicire convențională, practicată de spirite rigide, obtuze, de niște judecători reci, care nu au acces la miracolul creației, care este literatura. Ei bine, Eugen Simion a fost promotorul ideii de critică creatoare, adică de critică literară care devine ea însăși un fapt de literatură și care peste un număr de ani se citește nu pentru exactitatea judecății de valoare, ci pentru frumusețea actului literar în sine. Critica literară ca proză de idei, cum a spus domnia sa. Acesta a fost ceva extrem de important pentru critica românească, pentru că i-a permis acesteia să se legitimeze ca disciplină autonomă, independentă de politică, de ideologie. Una din expresiile demersurilor sale, pe lângă scrisul său propriu, a fost revista Caiete Critice, înființată la sugestia sa în 1979, ca o revistă de specialitate, de cercetare, ca o revistă dedicată exclusiv criticii literare și teoriei literare. În 1983, așa cum de fapt ar fi fost normal să se întâmple încă de la început, cel care a avut ideea acestei reviste, Eugen Simion, a devenit directorul ei și vreme de 4 ani, până în 1987, când revista a fost interzisă de Ceaușescu datorită unui număr dedicat lui Mircea Eliade, revista Caiete Critice a alcătuit numere dedicate unor teme extrem de importante și m-aș mărgini să vorbesc despre
numerele dedicate postmodernismului. Prima cercetare de acest tip dedicat acestui curent artistic care a apărut în estul Europei, numărul dedicat scriitorului Marin Preda, marele nostru prozator, numărul dedicat lui Panaiti Strati, numărul dedicat literaturii de consum, numărul dedicat literaturii subiective. Revista a revenit în actualitate odată cu dermarea regimului comunist și din 1990 încoace ea și-a făcut un titlu de glorie din a susține și din a promova dintr-o perspectivă nouă valorile literare românești, de asemenea din a căuta și a impune noi scriitori, scriitori tineri, fie prin exercițiu critic curent în revistă, fie prin promovarea cărților lor. Astăzi am ajuns la un număr pe care eu îl consider a fi unul dintre cele mai importante din istoria publicației. În orice caz, este numărul la care eu personal am muncit cu cea mai mare dragoste, numărul dedicat destinului iugoslav, care nu iese din obișnuințele revistei. Demersurile lui Eugen Simion se întind pe o arie de modalități foarte vastă și alegerea sa ca președinte al Academiei Române încununează o carieră și deschide aceste instituții venerabile. Vă reamintesc că Academia Română a fost înființată în 1866. Deschide aceste instituții o perspectivă nouă. Eugen Simion este primul președinte al Academiei Române după cel de-al doilea război mondial, care este de specialitate umanistă. Până acum au fost la putere în Academia Română, ca să zic așa, inginerii și oamenii de știință. Este vremea ca la Academia Română să conducă un umanist, pentru că problemele României în momentul actual, când ne pregătim să devenim, ca și sârbii, partea unei Europe unite, a unei Europe integrate, problemele României țin de identitatea ei culturală. Și Academia Română, ca cel mai înalt for de cultură al țării noastre, trebuie să răspundă la aceste provocări ale unificării Europei printr-o nouă abordare a identității noastre culturale, printr-o revenire asupra tradiției noastre și printr-un proces de sincronizare care să șteargă handicapurile apărute în perioada comunistă. Mă întorc la pretextul discuției noastre despre Eugen Simion și anume vizita acestei delegații române și apariția revistei Caiete Critice dedicată Iugoslaviei. Vă rog să vedeți în aceasta nu un lucru întâmplător, nu ceva neobișnuit, ci consecința firească a unor convingeri ale domniei sale și ale noastre, ale ucenicilor, ale elevilor săi. Convingerea că până la urmă cultura va birui, chiar dacă pentru moment se pare că victoria aparține politicii. Cultura va birui, cultura lucrează pe perioade lungi și ceea ce va rămâne după noi este cultura. Svaki kritičar mora 10 puta više da pročita nego što napiše. A poznavanje čitave bogate rumunske književnosti, pa zatim rumunske književnosti u dijaspori i naravno svetske književnosti, pre svega francuske književnosti, gde je Simion izvanredan poznavalac, pruža sliku jednom intelektualcu mnogostrukih tih interesovanja na dnevnom zadatku, ali i na onom trajnom zadatku ostavljanja jedne ocene, jednog suda, jednog osvetljavanja i oživljavanja mnogih pisaca. Kroz njegovu kritičku reč mnogi rumunski pisci, počevši od Lovinescua pa do ovde pominjenih i mnogih drugih, žive na jedan način i afirmativni i kritički prisutan. Kod nas u Srbiji je nešto malo prevedeno od Simiona i sigurno se pre svega njegova kritička reč o našim pesnicima kao što su Jovan Dučić ili Adam Pustović ili Srbe Ignjatović i o drugima o kojima je pisao s pažnjom biti odmerena, jer je tu možda kritičar na najtežem ispitu da piše o
književnosti svojih suseda. Pre dve i po godine bio sam pozvan na jedan simpozijum UNESCO-a u Bukureštu, a on je upotpunjen izletom do Suline, odnosno do jednog rukavca delte Dunavske. To je toliko bilo inspirativno za mene kao putopisca i pisca koji sam video više od pola sveta i napisao sam 4 knjige putopisa i da je među poslednjim mojim putopisima upravo taj Dunav delta, to prijatno druženje sa Simionom, sa francuskim, belgijskim, nemačkim, rumunskim piscima, gde sam video Simiona kao jednog princa elegancije, umešnog i organizatora i autoreceptivnog kritičara, čija se reč sluša, i čoveka koji brine o budućnosti ne samo rumunske književne reči, nego jedne uopšte svetske književne reči, ono što je Goethe govorio o postojanju svetske književnosti. Ja mislim da se ne može bolji tip kritičara ili književnog stvaraoca naći kao usporedba za tako nešto od Eugena Simiona. Mi odavde možemo da pozavidimo rumunskoj književnosti, ali ne samo da zavidimo, nego mi koristimo te ogromne kapacitete i utoliko nam je rumunska književnost bliža, jer one glavne, važne stvari se tu pokreću i postoje. A kritičar je onaj tvorac koji ne dozvoljava da se zapati korov, da se zapati osrednjost, da postoji nešto marginalno, nego ona glavna linija u književnosti, i takva magistralna linija i jedan magistralni pisac i kritičar se nalazi u liku ovog stvaraoca Eugena Simiona. Lucrarea pe care ne oferă astăzi profesorul Eugen Simion împreună cu redacția revistei Caiete Critice constituie un moment important în istoria relațiilor culturale română-sârbe. Revista Caiete Critice nu este un act publicistic obișnuit. Este un moment de răscruce în istoria relațiilor culturale română-sârbe și chiar în istoria presei culturale românești. Aici există o serie de nume ilustre, nu numai ale literaturii române, dar în special ale culturii europene și române, în care se vede o atitudine fermă de apărare a valorilor culturale europene. Așa se explică de altfel și entuziasmul de astăzi, care a însoțit întregul moment al lansării revistei Caiete Critice. Cred că este un act firesc în cultura română ceea ce s-a întâmplat prin editarea acestei reviste. Pentru că între români și sârbi există o tradiție culturală extraordinar de bogată. Mai devreme, profesorul Constantinović vorbea despre prezențele românești în cultura europeană, despre relațiile dintre cultura română și sârbă. Eu aș putea vorbi la fel de mult și cu la fel de multe exemple despre prezențe sârbești în cultura română de-a lungul timpului. Începând cu călugărul Nicodim, cu Macarie, care este primul autor de cărți tipărite la noi, continuând cu relațiile culturale care există între diversele școli românești, continuând cu itinerarul lui Vuk Karadžić prin România, el care culege o serie de balade pe care le trimite lui Gheorghe Asati și pe care le-a văzut și Eminescu. Deci, oricând se poate vorbi chiar în detaliu despre această operă comună, culturală, care s-a realizat în această parte a Europei. Am spus la început că datorăm acest fapt, în primul rând, redacției, dar mai ales profesorul Eugen Simion, directorul Academiei Române, este o personalitate remarcabilă a culturii românești. Și este frumos că această personalitate remarcabilă a culturii românești este prezentă, cel puțin de când sunt eu la Belgrad, ca lector de limba română, a treia oară. Este
personalitatea care cred că a făcut cel mai mult în ultima vreme pentru întâlnirea acestor relații și de multe ori chiar în condiții destul de complicate, de dificile. În momentele embargoului sau acum după război, el este omul care a înțeles că dacă în plan politic relațiile uneori se mai pot deteriora, în plan cultural aceste relații trebuie să fie continue. Aceste relații să încerce să asigure acele punți dintre popoarele noastre. Revista Caiete Critice, a zice în încheiere și îmi pare foarte rău că nu pot vorbi mai mult pentru a prezenta această superbă lucrare, la care vin și eu cu o minimă contribuție, este, așa cum spuneam mai devreme, astăzi, acel pod pe care nu-l poate bombarda nimeni. Acel liant permanent care există între țări, între culturile noastre. Pentru că cea mai durabilă legătură între popoare o realizează numai cultura. Revista aceasta este într-adevăr un important act de cultură. Eugen Simion e moj prijatelj i ja sam zbog toga srećen čovjek. Imati prijatelja, dobrog druga, čovjeka kome možeš verovati, u čije sudove ne sumnjaš, čije savete primaš sa uvažavanjem, ali sudbinski lako, u familiji, u komšiluku, u svom rodu, lepo je. Imati takvog prijatelja u drugom narodu, u drugoj kulturi, u drugoj zemlji, to je, čini mi se, još dragocenije. Jer to je neka vrsta iracionalnog kosmičkog prijatelja, neka vrsta prijatelja vanzemaljca ili sabrata iz budućnosti. Takav je Eugen Simion, koji sticajem okolnosti je u mom životu, koji je dovoljno dug, ali ne predug, traje 33 godine. Tačno znam okolnosti i godinu i vreme kada sam ga upoznao i zajedničku prijatelja koji nas je upoznao. To je Nikita Stanescu, veliki rumunski pesnik, možda najveći koga sam ja kao pesnik, kao čovjek u mom životu i veku upoznao. Ovaj uvaženi profesor univerziteta je objavio više od 20 tomova svog književnog programa koji se zove Rumunski pisci. To su velike knjige, velikog obima. To su stotine imena koje je on izučavao i koje je spasavao za potonji naraštaj i rumunski i evropski. Drago nam je što u tim knjigama ima i mnogih srpskih pisaca od Svetog Save preko Jovana Dučića, koji je bio i počasni član Rumunske akademije i počasni član Saveza književnika one međuratne Rumunije, pa sve do danas. On je danas u Domu srpskih pisaca rekao da je verovatno Jovan Dučić jedan od najvećih mislilaca svoga doba. Za nas u Srbiji Jovan Dučić je sinonim velikog pesnika. Lepo je kad neko iz druge kulture kaže ne, on nije samo veliki pesnik, on je veliki mislilac. Dostojan jednog Malroa, jednog Unamuna, Ortege i Gaseta i drugih velikana toga doba. Divno je što ja, srpski pesnik, književni prevodilac, mogu i to da kažem, i počasni član Akademije Rumunije, imam velikog prijatelja u Eugenu Simionu, ali je mnogo važnije što je to naš opšti prijatelj. Prijatelj srpskog naroda, za koji je on u jednom intervju objavljenom u Politici prošle godine rekao da je to narod koji on otvoreno
voli i poštoje. Dok su drugi iz nama drage, uvažene Evrope, na našu decu, na gradove, na manastire, na biblioteke bacali bombe, eto, Eugen Simion, jedan deo rumunskih intelektualaca, kako je danas rečeno, kao pripadnici onog rumunskog naroda koji 85%, to su ankete pokazale, osuđuje agresiju na našu zemlju. Direktno osuđuje agresiju na našu zemlju, kao što sam kazao, uvažavajući tu krilaticu koju je Eugen Simion i prekjuče kazao za politiku, a i danas ponovio u Domu srpskih pisaca. Došli smo da pokušamo da popravimo kao ljudi od pera, od kulture, od dostojanstva, ono što su pokvarili političari. Ne znam da li su samo političari seme zla na kugli zemaljskoj, ali sam siguran da je povratak logosu, povratak slovu, povratak duhu kulture, duhovnosti, veri, veliki povratak i obnova svake civilizacijske, rekao bih u jednoj reči, civilizacijske sudbine. Sudbine pojedinca, sudbine naroda i na neki način, suma sumarum, sudbine kosmosa. Pesme Mihaja Eminescua. U prevodu Adama Pustovića. Zvezdi. Zvezda koja sada sinu dugo već putuje sama, na hiljade leta minu luča da joj bude s nama. Možda već je ugašena srade dalekog pravetnila i tek sada zraka njena blista mi u oku mila. Tiho se uspinje nebom ikona zvezde koja mre. Nevidljiva beše jednom, danas se vidi, sutra ne. Kao kad čežnje mi talas u duboku noć zaluta, minule ljubavi zrak nas ne skrenu nikad.